PNL prin liderul Răducu Filipescu susține că ei nu au investit mai nimic. Rezultatul este ce pe măsura campaniei pe care a făcut-o, nici nu putea să ne așteptăm la noi. Pentru că nu ne-am zbătut pentru aceste europarlamentare din două motive. Primul motiv, pentru că n-am avut pe loc eficit de o persoană din Călăraș și nu a fost interesat pentru interes, foarte, foarte mare interesul pentru noi. Și al doilea, n-am venit că de o capete, nu se luau picioare în cârcă sau căpățâni, nu știu unde, dacă aveam un rezultat, nu neapărat la înălțimea la care ne-am obișnuit. Noi nu am fost niciodată pregătiți să facem fraude electorale. Nu am fost. Deci... Dar v-a ieșit. Eu vă spun un lucru. Dați-mi o dovadă. Eu am acum, de exemplu, la nivelul județului. Șase cazuri. M-am așteptat la orice. M-am pregătit pentru orice. Să nu vină turism de județ, să nu mă prindă nepregătit și așa mai departe. Dacă să iei mie săranii de la de la Budești, să-mi duci să voteze la Radovana, să-mi iei mie țăranii de la Sărunești, să-mi duci să voteze la Furtunea, și dacă vină aici, aici mi-a tras o foaie frumos, au făcut voiași interjudețean, adică interiorul județului, nu extrajudețean. Deci, practic, au dislocat mase substanțiale de oameni, 80-90. Pe de Leonat există un om care gândește toate trecile astea. Îmi scot părerea în fața lui. Îi merge mintea pe tot la frate. Deci, doamne, nu votăm la noi în comun. Deci nu mă duc să votez la Budești, că acolo e primărița, ochii spăinii, nu știu ce. Ia să-i luăm noi de la Proiz, nu primărița vreo 60 de inci, care să nu se ducă să voteze la Proiz, că acolo e ochiul primarului, și îi luăm de la Proiz și duce să voteze la Radovan, unde așteaptă doamna Dobrev. Radovan să vină să voteze. Radovan nu am voluit. Îi luăm de la Sărulești pe țigani, îi suim frumos în autobuze, să nu voteze la Sărulești, că acolo era Neacălin cu ochiul pe aceeași ca celale, mai și mormântează morții și le votează copiii, și dă rușine cu cei votează la Fluia, la Fundurea, unde oricum erau așteptați. Dom'le, e interesantă chestiunea. Au făcut-o, au făcut-o. Nu i-au prins, nu i-au prins. Marea mea întrebare este alta. Ce dracu vor face la acum? Și să ajungă 600.000 de votanți în computerul de la Ministerul de Interne, 600.000 care au votat, 660.000 care au votat pe liste suplimentare, să ajungă acum să fie cernuți, să se vadă dacă se intersectează pe două, trei secții de votare, același CNP. Că o să vadă PSD-ul că au făcut și ei. Opa, pe ai noștri nu-i băgăm. Dar dacă nu-i băgăm pe ai noștri, ci îi băgăm pe PDL-ului, PDL-ul, prin interpuși, vor ști și ei că au avut și PSD-ul și se intersectează. Nu o să vezi unul. Nu o să vezi unul care să fi votat pentru o loc. E prea votat pe PDL-ul. Cred că da. Eu zic că din ce a votat acolo, 1% dacă e al PDL. Și de folcuie. Al securității. Al utetrii. E bine la gândiți așa. Ai înțeles? Deja le trimiteți pe SLG. Pe la Rodrăghești, la votat securitatea. Pe ea e ba, a votat.